22. Atenție. A plecat. Sindromul Down, autismul sau orice altă formă de dizabilitate, nu aleg. Lovesc la întâmplare copilul bogat, copilul sărac. Într-o secundă un diagnostic schimbă destine. E căpățânat mașina. Căpățânată mașina. Dăriște la capăt, știi cum, da? Mai am două fete și Andrei băiatul, ultimul. Eram cei mai fericiți părinți, dați seama, este un băiat. Dar dacă așa ni l-a dat Dumnezeu, este foarte bine. La început au fost întrebările, de ce, de ce, de ce. Foarte greu a fost, atunci nu eram informați, nu erau atâtea așa. Și mai ales cum mi s-a spus că poate să nu meargă niciodată, să nu vorbească niciodată. Mi-a fost foarte greu la început. Cu timpul așa am început să mă mai informez și eu pe acolo, m-am întrebat părinții care mai au copii. Atunci erau foarte puțini, că el are 32 de ani deja. Mi-a fost foarte greu când a trebuit să împlinească 7 ani să meargă la școală. Am mers 3 ani cu el din mână plângând pe la toate școlile pe unde am ajuns și nu l-a primit nicăieri. Pentru că atunci nu erau copii speciali prin școlile astea normale. Nu erau acceptați în societate. Toată lumea, în tramvai, în mijloace de transport, vă spun unde, așa, întorceau capul, vai de mine, parcă ar fi văzut nu știu ce. Dar copiii ăștia nu știu cât suflet bun au și cât sunt niște copii speciali. Educația este un drept fundamental, ce se regăsește în Declarația Universală a Drepturilor Omului, adoptată încă de la mijlocul secolului trecut. Numeroase organizații internaționale susțin conceptul de educație pentru toți. Se vorbește din ce în ce mai mult despre acceptarea și valorificarea diferenței. În județul nostru, procesul de incluziune a început prin anul 2000, la școala Ionel Teodoreanu, printr-un proiect european, Educația 2000+, atunci am început integrarea cu clasa. Foarte bine, bravo, mai! Greu. Începutul a fost greu. A fost greu pentru că a existat o reticență, atât din partea elevilor, din partea părinților, din partea colegilor. Mi-aduc aminte anii aceia 2000, 2001, 2002, în care am parcurs anumite etape prin care să reușim să-i facem să înțeleagă acceptarea celorlalți copiilor cu cerințe educative speciale. Nu a fost ușor, dar am trecut peste momentul respectiv. Avem copii cu însoțitori, 6 copii cu însoțitori, cu tulburări din spectru autist și care beneficiază de însoțitor și care sunt acceptați și integrați fără probleme în colectivele lor. În prezent, în județul Iași, 139 de școli de masă integrează copii cu cerințe educaționale speciale. Dincolo de schimbările din ultimii ani, sistemul se confruntă în continuare și cu probleme. Nu în toate școlile avem profesorii de sprijin. Profesorii de sprijin sunt în număr de 25. Pe ei îi regăsim în
26 de unități de învățământ și putem asigura servicii de sprijin educațional unui număr de 400 de copii. Număr insuficient dacă ne gândim că în județul Iași sunt integrați în școlile de masă aproximativ 800 de copii cu cerințe educaționale speciale. Este nevoie de mult mai mulți specialiști în școlile de masă care să lucreze cu acești copii. E vorba de profesori de sprijin, de consilier școlar și de multe alte servicii care se pot acorda și aproba pentru astfel de pentru acești copii. Câteva imperfecțiuni din sistem încearcă să acopere și organizațiile non-guvernamentale. Orele de terapie realizate încă din primii ani de viață cresc șansele de integrare a acestor copii. Părintele devine coterapeut în tot acest demers de dezvoltare de abilități de viață ale copilului. Vorbim aici de intervenție nu doar la centrul nostru de recuperare, ci vorbim de asistare a copilului pas cu pas pentru ca să-și dezvolte aceste deprinderi de viață autonomă. Și, de fapt, prin ceea ce facem noi, pregătim copilul pentru a face pași în integrarea lui în grădiniță și în școală. Teodora a învățat să facă primii pași la Star of Hope și tot aici părinții ei au redevenit o familie. Relația noastră de cuplu a avut foarte mult de suferit, dar Teo a fost liantul dintre mine și soțul meu și ea ne-a schimbat foarte mult. Este un copil sănătos, indiferent de ce spune lumea din jur, și știe să ofere dragoste, știe să iubească, noi am avut probleme. Datorită lui Teo am rămas împreună. N-am fost unul dintre tăticii care am dat birc fugiții, mi-am acceptat copilul așa cum este. Și datorită ei suntem împreună, terapiile de aici ne-au ajutat și pe noi, terapii de cuplu, de grupuri de părinți care te ajută să te integrezi ca familie. Ia să vedem acolo, ce avem de scăpat. Hai! Hai, lasă, văd că e tot. Da, nu știu dacă... Ba, are scris. Am scris. Uite, litera D, S, S. Da, acasă. Acasă, da. Timp de 2 ani de zile, între 4 și 6 ani, Teo a avut program de grădiniță, 5 zile pe săptămână, 4 ore pe zi, aici în cadrul fundației. Fiecare specialist avea ora lui cu Teo, a adus-o la un nivel avansat. La 6 ani am dat-o la grădiniță. Grădiniță integratoare, grădinița numărul 29. Program normal. Doamna educatoare a avut grijă de ea. În fiecare zi aveau minutele lor când stăteau împreună și lucrau. La 8 ani am integrat-o la școală, la Colegiul Tehnic Ion Holban, la o clasă specială, într-adevăr, dar am considerat că atât pentru ea cât și pentru noi programul este mai lejer și doamna învățătoare are posibilitatea să lucreze mai mult cu ei. Colegiul Tehnic Ion Holban din Iași, din perspectiva mea, reprezintă un model european de integrare. Așa îmi place mie să-i spun. E o școală în care, în același spațiu de învățământ, funcționează clase de învățământ de masă și clase de învățământ special. E un beneficiu pentru toți copiii și pentru copilul cu nevoi speciale, pentru că intră în contact cu copilul fără probleme
și pentru ceilalți, pentru că încercăm să dezvoltăm acele atitudini de toleranță, de empatie. La noi, performanța în școală înseamnă a face un pas, la propriu, să știți. Și sunt copii care vin în căruți și reușesc să se ridice. Și asta este satisfacția noastră cea mai mare. Acești copii urmează programa învățământului de masă. Îi dau exact aceleași examene ca și copiii din învățământul public. Și unii dintre dânsii susțin bacalaureatul, termină liceul și sunt studenți. În momentul în care am terminat facultatea, am dat concurs, aici am luat post. N-am vrut să mai plec din școala asta, pentru mi-a fost greu la început. Mi-a fost greu pentru că experiența sau fiecare copil te marchează cumva. Necazului sau automat îți lasă amprente pe suflet. Eu cred că trebuie lucrat mai mult la mentalitatea oamenilor, la mentalitatea învățătorilor, ca să-i accepte mai ușor pe acești copii. Vin poate copii din școlile de masă care sunt în primul rând respinși, probabil de învățător. Dacă ar ști să lucreze cu dânsul, automat ceilalți copii, copiii sunt imaginea până la urmă a adultului. Și exact ce văd, că, cum văd că este tratat copilul respectiv, așa îl tratează și el. Să știți, copiii cel mai ușor tratează lucrurile acestea. Adică pe ei, copiii, colegii, sunt absolut normal. Deci absolut normal. Îi văd că sunt prieteni, îi văd că fac parte din grupul respectiv. Au fost și copiii care nu s-au adaptat într-o școală de masă? Cred că am avut vreo două cazuri. Am avut vreo două cazuri, dar deficiența lor era medie spre grav. Și atunci nu au putut rămâne în școală de masă. Cei care au fost inițial au fost cei cu deficiențe ușoare spre medii. Astăzi v-am spus că avem și cu deficiențe grave, pentru că sunt acei copii cu autism sau cu tulburări din spectru autist, dar care cognitiv nu au niciun fel de problemă. Cei mai mulți, de fapt toți cei pe care îi integrăm astăzi, nu au cognitiv niciun fel de problemă. Avem și un copil cu sindrom Down, care iarăși nu avem probleme deocamdată privind integrarea. Dar au fost vreo două cazuri, cred, două, trei cazuri în toți acești 18 ani, în care copiii au trebuit să fie reorientați spre școală specială. Orientarea unui copil cu cerințe educaționale speciale către o școală de masă sau o școală specială se face în urma unei evaluări multidisciplinare. Evaluarea psihopedagogică este realizată în cadrul Centrelor Județene de Resurse și Asistență Educațională. Comisia analizează toate datele și va face o orientare. Orientarea poate să fie pentru școală de masă, fie pentru școală specială, dar și școlarizare la domiciliu, sau spital, pentru că în cazul copiilor nedeplasabile există și aceste două forme de orientare. Prioritar în orientare este, desigur, integrarea copilului într-o școală de masă, care îi oferă și resurse și servicii adaptate. Se întâmplă în ultima perioadă, ca numărul de elevi, urmare și a recomandărilor în vigoare, acelea de a integra din ce în ce mai mulți copii. Se întâmplă astfel ca școlile să vină în contact cu un număr mai mare de copii cu cerințe educaționale speciale. Abia din acest moment, cadrele didactice au realizat nevoia de dezvoltare profesională pe această zonă. Nu s-au confruntat cu această problematică și, prin urmare, pregătirea era pentru a lucra cu elevi care fac față în mod obișnuit programei școlare. Ori, în acest moment, e nevoie ca
orice cadru didactic să fie pregătit să lucreze cu elevi care au nevoie de pildă de programă adaptată sau au nevoie de însoțitor, de o umbră, de o persoană resursă care să vină să-l însoțească. În județul Iași, peste 100 de elevi cu tulburări din spectrul autist se regăsesc în unități de învățământ de masă, iar 170 sunt integrați în învățământul special. Alexandru învață de mai mulți ani la școala integratoare Vasile Conta. Profesorii și colegii i-au devenit a doua familie. Am colaborat foarte bine cu el și cu părinții, a fost în toate excursiile noastre. În fiecare an organizăm 3 excursii, toamna, primăvara și vara. În fiecare excursie tatăl lui a fost cu mine. După clasa 8-a, ce îți dorești tu să faci mai departe? Geodian. Vrei să faci pianist? Să ajungi un pianist mare, nu? Sau artist. Are premiul 2. Anul trecut, acum 2 ani a luat premiul 3, ce ar fi cam al doilea, al treilea, poate al patrulea din clasă, într-o clasă nu de învățământ special, într-o clasă obișnuită, da? Media este 9,64, dacă nu mă înșel, foarte bună. El n-are nevoie, culmea, că n-are nevoie de o școală specială, pentru că el nu are o dizabilitate care să nu-i permită să se integreze în colectiv. El are nevoie de un colectiv care să-l sprijine. Da? Probabil că respectul și l-a câștigat prin acțiunea lui și prin faptul că părinții au fost tot timpul în mijlocul clasei. Eu de multe ori spun să iasă un diagnostic bun. Mi-e drag când vin pacientele și primesc diagnostici. Mi-e greu când le dau și le văd că sunt rele. Pentru că în spatele unui diagnostic rău este durere. Asta e viața. Prima dată când am auzit de diagnostic, mi s-au tăiat picioarele. Deci negru am văzut în fața ochilor. Au fost, cred că, vreo 2-3 ani. Cred că au fost destul timp. A fost să accept. Trebuia să mă gândesc încotro o iau. Nu pot zic, mă doare sufletul. Pentru că Alex pentru mine este un subiect foarte sensibil. Dar este bine. Pentru Alex este bine. Ușor. Două. Ușor, ușor, nu trânti. Ușor. Creștem, ușor creștem. Așa. Autismul nu l-a împiedicat pe Alexandru să-și urmeze pasiunea. Familia i-a redat încrederea că totul este posibil. Tare! Hai! Mulți copii țineasc cu talent, însă contează foarte mult cât muncesc. Cred că asta e cel mai important, faptul că el muncește foarte mult și că îi place ceea ce face. Foarte bine cânt, Cristina. Și tu, despre Alex, ce poți să-i spui tu? Alex are talent, învață și repede.
dar și este cel mai bun. Este cel mai bun. Asta e cel mai important. Noi de la, din interior, că am avut treabă cu dânsul zi de zi, ni se pare un pas foarte mare. De când, de la 3 ani, 3 ani jumătate, când a fost diagnosticat cu autism și până în prezent a făcut pași mari. Bine, și cei care ne cunosc și alte persoane din anturajul nostru își dau seama că s-a făcut, are o evoluție foarte bună până în prezent. Și are șansă, e orice copil are șansă, dacă știi cum să lucrezi cu el și îi dai tot ce îi trebuie, nu ai cum să nu recuperezi din orice. Primind iubire, la rândul lui a dăruit și ea. Mama! Așa, eu sunt mama. Ce faci, mama? Te iubește? Mult? Mult? Ia să văd cât de mult. Mult. Cum? Mult. Sebastian și mama lui fac naveta la Iași de câteva ori pe săptămână. Orele de terapie l-au ajutat enorm pe micuțul diagnosticat cu autism. Face litere, mai zucotește, chiar sunt progrese. După 8 ani de zile să-l auzi că spune mamă, chiar e cel mai frumos lucru care se poate întâmpla unei mame. E viața mea, iubirea mea. Da? Da, te iubești, mami? Da, te iubești, mami. Cum? Așa. Și luptăm. E greu, dar nu e imposibil pentru el. Au fost pași foarte grei, dar acum sunt progrese, se vede. Mergem și la școală și asta îl ajută foarte mult. Și cât se poate. Deci nu ne pierdem speranța, cum se spune. Mă uit că la școală îl integrează, nu-l dă la o parte și asta îl ajută foarte, foarte mult. Ceea ce ar trebui cu toții să facem lucrul ăsta. Să nu ignorăm, pentru că sunt copii, sunt ființe și au nevoie de noi, au nevoie de sprijinul nostru. Să prețuiești persoana, atât. Asta contează cel mai mult. Aș, aș, mult, 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 mult. Așa, mult, 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 mult. Așa, da, mult, mult, mult. Ne gândim la viitorul copiilor, când noi nu o să mai fim. O să fie foarte greu, deci asta e singura grijă care o avem, așa, a mea, cel mult, cea mai mare grijă. Ce o să facă când nu o să mai fiu eu? Atunci, dacă o să stăpânească o meserie, o să facă ceva, cât de cât, o să fie într-un colectiv de muncă undeva, o să fie mai ușor. Și pentru el, na, și pentru noi părinții, dar ce să facem? La noi în țară, deocamdată, încă nu se pune bază pe așa ceva. Ar fi foarte bine cum în țările europene, în multe țări, am înțeles că sunt comunități unde copiii sunt chiar acceptați, chiar și lucrează, dar la noi mi-e greu. Dar tragem și noi speranță că o să fie mai bine. De data vreau să doresc să am o familie. Mâine, pe mâine, mama nu mai fi lângă mine. Eu nu vreau să plecă lângă mine. Nu vreau să o iei Domnul de sus. Vreau să spun că e un înger pe pământ.